punem la vot, domnule adezit, cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza studiului de fezabilitate, indicatorul tehnico-economic pentru obiectivul de investiție, construie dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, finanțat prin SMBL 2. Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții, construie dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, finanțat la bugetul de stat prin programul PNDL 2, aprobat prin HG28-2013, cu modificări și completările ulterioare. Avem atașat aici un debit general cu detalii tehnice. Dacă doi, domnul primar, să dați... Da, deci aveți valoarea devizului general, valoarea depozitării și am ținut, tocmai de aceea am ținut ca să ținem cerința astăzi, mâine se va depune la București, la PNDL, la Ministerul Dezvoltării, deci pe programul, programul Național Dezvoltării Locală 2. Suma este de 2.574.215, deci 25 de miliarde mai exact. Da? Inclusiv... inclusiv cofinanțarea. Deci intră cofinanțarea noastră, care sunt în cote limite de normal. Aici este debitul general, care este atașat. Toate dosarele, deci studiul de fezabilitate este făcut. Mâine se predă pentru analiza Comisiei Tehnice de la București. Dar nu cei lucruri cu parentii va fi locația? V-am spus, locația este aici, la Lucrănică. Da, dispensarul. Așa, proiectarea este făcută, trecem plan de situația plăvirii. În față vine o parcare, în spate la fel o parcare pentru anumite autospeciale care pot intra acolo și ca să spun că la faza proiectului tehnic o să zic și vă supun atenție și chestia. Acum este studiul de realitate, a fost un proiect aprobat, acum urmează să ne punem. Îmi cer scuze, am venit pe centură și am întârziat că era aglomerat. Dacă mai are cineva ceva de adăugat, ce fac la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul proiect de hotărâre. Privind proiect de hotărâre pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul stat, aferent proiectului construit dispensar uman în stat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, finanțat prin PNDL. Se aprobă valoarea totală a proiectului construit dispensar uman în stat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, finanțat prin PNDL 2, în sumă de 2.574.215 lei cu TVA, din care finanțare la bugetul de stat în sumă de 2.415.094 lei cu TVA. Da, aici e vorba de anexa, cofinanțare. Deci cofinanțarea aportul nostru se aprobă separat. Deci odată devizul general și acum cofinanțarea din partea Consiliului Local. Are cineva ceva de adăugat, de întrebat acest proiect? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. Rectificarea bugetului local pe anul 2017 conform anexei la prezenta. Anexa la proiect HR. Privind rectificarea bugetului activităților finanțate din venitul COVID pe anul 2017. Rectificarea bugetului activităților finanțate integral din venitul COVID, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale pe trimestru 4. A. Partea de venituri la bugetul local, capitolul 33.08.00, venituri din prestări servicii, se majorează cu suma de 75.000 lei. B. Se aprobă utilizarea definitivă a excedentului din anii anteriori în suma de 125, cred că e o altă valoare aici, nu? Dar nu se vede. 125 lei. Da, atât este. Da.
Ce se majorează credite la capitolul 70500, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, cu suma de 75.125 lei, din care la articol 20.01.03, încălzit, iluminat și forța modice, cu suma de 60.125 lei, și la articol 20.01.30, alte bunuri și servicii, cu suma de 15.000 lei. Deci aici e o rectificare simplă. Sunt casat la buget, se distribuie pe capitolele astea, pe iluminat și pe, pe ce este dispus aici în anexa la proiectul de hotărâre. Pe sume încasate, pe sume distribuite. Asta e toată. Are cineva ceva de întrebat, adăugat? Supune la vot cine este pentru? Da, dacă te uite, forța mort, ce nu înțeleg ce... Da, uitați, deci... E o întrebare bună. O întrebare bună. E o chestie de contabilitate, dacă vreți, e un termen contabilicios care... Nu cunosc termenul și... Cum? Nu cunosc termenul, n-am întâlnit. Deci... E un termen de contabilitate. Dacă vreți să termenul contabil, să îi punem întrebarea. Dar poate, era un lucru de asta. Deci, nu, nu am... Votez forța motrice, dar nu știu ce forța motrice. Deci, dacă vreți, interpretăm... Mașinile. Pot să vă explic, dacă vreți, ceva în mișcare, da? Ceva în mișcare. Dar nu neapărat ceva. Da, se referă probabil la partea tehnică de utilaj la canalizare. Da, da. Pompele care... Să fie pompe, să nu fie pompe. Nu, nu, nu. Să fie pompe din orașul acesta. Nu, dar dacă nu s-a întâmplat niciodată, nu se întâmplă niciodată. Ok, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului consilier local domnului Buzău Anton ca urmare a decesului acesteia și declararea ca vacant a postului consilier local. Să ia act de încetare de drept a mandatului consilier al comunului Nicolae Bălcescu ca domnului Buzău Anton ca urmare a decesului acesteia. Cine se abține? Supune la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se scrie cineva la diverse. Dacă nu avem scrie la diverse, declar și lista închisă. Vă mulțumim pentru participare.